Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă emisiune Tarotela la alegere. Titlul bănuiesc știi, da? Via -ă, nu viața voastră, energia voastră intimă în această perioadă. Voi și cine o mai fi? Nu știu de ce se vede așa, ideea este că fac în reluare pentru că am făcut, după cum vedeți, ultimul număr nici nu a fost desfășurat. Celelalte mi a adus aminte ce cărți au fost. Am făcut iar și s-a anulat înregistrarea și a fost prea frumoasă. Ca să nu, o refac. Asta e. Probabil că sunt testată, mi este testată tenacitatea. Da, și uneori sunt foarte tenace. Numărul 1. Aveți acest cristal. Numărul 2. Numărul 3. 3. Așa se vadă mai bine. Ia, se vede. U, ce roșu frumos. Numărul 4. De caramelul ăsta. Uau, wow, wow, ce frumos e. În mm, culoare foarte caldă. Aici se vede că e mai negru, da? Și chiar, da? Hai că pun pauză, vă puneți și voi în principiu, mai se vede. Hai mă că se vede, mai Hai că se vede. Ok, doar o secundă am pus, bănuiesc că într-o secundă nu se decalează sunetul, da? Doamne ajută! Doamne ajută! O să pun deoparte cărțile. Ok. Și încep în foarte curând etalarea. Mm, hai să punem pe asta aici. Ok, numărul 1. Și ce frumos spuneam și ce frumos când fac atunci pe loc, descoper câte o idee, câte o imagine în, în, cărțile pe care le văd și aici e farmecul. Le descoper odată cu voi. Dar, chiar dacă e reloare, mai știu, mai știu ce am zis. Uh, numărul 1. Cei care ați ales acest cristal, da? Simt că între voi este multă sinceritate, multă puritate, e o energie pură. Pentru mine alb înseamnă lumină, energie pură. Toate culorile, toate ceacrele se transformă într-un canal de lumină. Ideea este că e un pic transparent sau mai bine zis translucid. Simt că vă vedeți unul și unul și celălalt. Și ei vă văd și voi vedeți, dar la, la nivel de energie. Dacă mai sunt confuzi din cauza egoului și a mentalului, dar la nivel de energie vă simțiți. Și ceea ce face unul e posibil să facă și celălalt, sau când face unul ceva, celălalt să-l simtă. Că e supărat, că e bucuros, că are fantezii erotice, că doar vorbim de așa ceva, da? Uh, da, dar e o energie foarte faină foarte faină. Haideți să vedeți cărțile care au venit la numărul 1. Deci, să stabilim. Cum sunteți văzuți de ei? În general vorbesc pentru doamne, pentru că majoritatea ascultătorilor sunt de fapt doamne ascultătoare, da? Doamnele. Deci doamnele sunt văzute aici și aici sunt domnii. Cum sunt ei starea lor? Așa, am considerat de cuvință să fac o mică separare. Dacă simțiți, domnilor, că sunteți în energie feminină, sau dacă simțiți că e ceva ce totuși nu rezonează și vă vedeți în cealaltă poziție, foarte bine, e alegerea voastră, da? Deci, cum sunteți văzute voi și ceea ce așteaptă sau simte sau, da? Manifestă acest, acest domn. Deci, doamnelor! În primul și în primul rând că vorbim de energia intimă dintre voi și o energie sexuală, dar la voi sexualitatea este mult înălțată ca și vibrație, o sexualitate sacră, spiritualizată, conștient sau inconștient. În primul rând datorită vibrației voastre înalte. Voi sunteți aici. Uriul, uliul. știți că ador, unii dintre voi știți că ador acest, este totemul meu, ador acest simbol. Vă ridicați, este o transformare a scorpionului, vă ridicați din multe transformări, din multe situații neplăcute, nu stați în vibrație negativă, mergeți către cer, zburați către transformarea voastră, către țeluri mult mai înalte, încercați să aveți o viziune de ansamblu cât mai corectă, cât mai Echilibrată, că sunt două aripi, da? Încercați să stați în lumină și să vă creați raiul vostru, în felul vostru de a fi, prin, nu știu, prin ce aveți creativitate, prin orice încercați să vă creați raiul vostru sau să atingeți raiul prin idealuri înalte. Aveți idealuri foarte înalte. Aici este raiul. Pe de-o parte, interesant, acum vin alte mesaje, pe de-o parte, unul dintre voi simte că v-ați mai întâlnit în alte dimensiuni, nu musai că vă întâlniți acum în dimensiunea 5D sau 6D, că v-ați mai întâlnit. Da, acum simt altfel și e bine că fac în reluare. Acum simt un pic mai mult sau altceva, nu neapărat mai mult, altceva. Simt că toate aceste îmbrățișori, toate, toate aceste personaje sunteți voi în alte vieți, în alte dimensiuni, da? Posibil ați fost și în acele lume în care nu exista răutate. Iar. Ce mai simt referitor la voi? Că trebuie să faceți o alegere. În primul rând, voi, șase și cu doi, înseamnă opt. Am vorbit de transformare. Alegeți să nu stați în ape tulburi. Alegeți să mergeți către rai, către cer, către lucruri înălțătoare. Și emoțional și mental. Și prin toate acțiunile voastre. Vă străduiți măcar. A, că mai coborâm, că mai ne transformăm, mai ne atingem de noroi, asta e, dar căutați cu tenacitate acest lucru, transformarea. Alegerea voastră este choice, da? Alegerea voastră este raiul, alegerea voastră este mântuirea, alegerea voastră este o viață cât mai corectă, cât permite situația și vă străduiți, da? Să alegeți bine. Unde sunt ei? Sunt crocodilul în această perioadă, în acest moment sau cine știe de cât timp sunt? Acum. În fine, vorbim de acum, da, crocodilul. Aveți apă și aer. Nu zic că sunteți zodie de apă și de aer. Că poate să fie cineva un personaj de aer în această energie emoțională, este energia, nu zodia, nu citeți zodile acum, energiile le citesc. Da? Ei stau în niște emoții um, pe care nu le-au împărtășit până acum. Stau în umbră, vă urmăresc din umbră, și crocodilul și uliul sunt prădători, dar fiecare vânează într-un fel diferit, da? Amândoi observă, într-un. interesant, amândoi vă observați, însă fiecare vă observă. Unul se, voi, doamnelor, îi observați din perspectiva de sus, da? dintr-o perspectivă înaltă, care caută, nu mă să-i scuze, caută să înțeleagă. Ei vă observă dintr-o perspectivă emoțională, foarte profunde, profunzime și, în, și, și vibrație înaltă. Dou două elemente care se echilibrează. Și, repet, nu să că ei sunt zodie de apă, ei în această perioadă sunt în emoții neîmpărtășite. Probabil din cauza egoului, ului chakra lor încă a inimii este deschisă, dar încă mai lucrează din ego și ei au de ales alegerea asta pentru că am zis că vă reflectați, da? Și ei au de ales. Au de ales să meargă către lumină, eventual către ocean, către altfel de apă, ape, da? mai line, mai clare, eventual să se transforme și ei. Pentru că uriu, înainte să fie uriu sau vultur, a fost scorpion, da? apă și aer. Vorbesc de casa opta, iar 8, opt, casa 8 a Transformării. Ce simt, ce își doresc în mod special, ce simt referitor la voi, că mai devreme sau mai târziu trebuie să veniți împreună. Coming together, numărul 66. Amândoi sunteți foarte puternici și tocmai forța voastră îi atrage și pe ei. Îi atrage și îi respinge. pentru un fel, îi puneți la puncte, îi, pune, îi țineți la distanță cu această forță, cu aceste idealuri pe care le aveți, cu această energie către care tindeți. Da, că toți mai greșim, mai picăm, dar în general tinde și alegeți această transformare. Alegeți 8, 7. Creșterea spirituală. De fapt, spiritualitatea. Da? 7. Știți bine că e un număr spiritual. Și vă străduiți pentru că 7 înseamnă pentru mine și Saturn. Nu care legătură cu Raiul, Saturnul, dar voi lucrați cu voi în această, în această creștere. Și admiră foarte mult lucrurile astea și le simt. Da? aveți numărul 66 iar trebuie să comunica 6 și cu 6, 12 și cu 1, 3 trebuie să comunicați, își doresc să comunice emoțiile pe care le simt întunericul cu în care au stat stările negative pe care le-a experimentat până acum în preajma anumitor persoane și diferența de perspectivă și de, de simțire pe care o au în preajma voastră în preajma voastră ei sunt altfel și își doresc să vină aleg, pur și să aleagă această întâlnire, să veniți împreună. Pentru că împreună sunteți mai maiștri sau puteți să transformați lucrurile altfel. Acum, hai să vorbesc despre să arăt cărțile care au venit. La un moment dat a apărut cinci de spade. Am spus atunci, spun și acum, că sunt conflicte. Își doresc foarte mult să vă exploreze din punct de vedere intim, dar explorarea cea mai uh, interesantă este nu doar fizică, ci și intelectuală, ci și emoțională. Nevoie, interesant. Dar nevoia, își doresc să puteți să fiți, Doamnelor, vulnerabile în fața lor. Își doresc, am zis că într-un fel sau nu știu dacă am zis, dacă nu, spun acum, dacă mă repet, asta e. Forța voastră îi atrage, sunteți puternici puternice și ei sunt foarte puternici, dar au momente când și-ar dori să fiți un pic mai vulnerabile, mai slabe, tocmai ca să... Știți? Egoul. Egoul despre care am vorbit. Și arată și ei, să zic, masculinitate. E interesant că bărbatul e îmbrăcat și femeia e dezbrăcată aici. Dar sunt conflicte, niște conflicte mentale. Poate că mai au pe altcineva în preajmă. Și am mai zis că a mai apărut. Am zis că a apărut... Iar au apărut niște probleme uh, la nivel de comunicare. Nu au comunicat. Valetul de spade. Uh, valetul, cum am zis mai devreme, valetul de spade și crocodilul urmărește din umbră. Urmărește din umbră ce face? Doamna. Doamna care poate nu vorbește cu el, da? Dar își dorește foarte mult să. Hm. Să exprime iar apare apă și aer, să-și exprime și emoțiile și gândurile și aprecierea față de voi. Cred că, repet, vă oglindiți și unul și celălalt simte foarte profund și unul și celălalt comunică, dacă e necesar, foarte sobru, știe să dea ordine, știe să ține la distanță pe cei care deranjează, însă această pereche împreună devine foarte puternică, 6-6 am zis își doresc să, să, fie hrăniți de voi, să vă hrănească, să se bucure de această căldura voastră, dar își doresc să, să, fie, să, să fie, și inspirați, eventual să le mai dați ordine din când în când, doamnelor, da? chiar dacă ei sunt aici reci de spade sau cavaleri sau ciorfi, ar prefera, a, interesant, ar prefera să fie în serviciul vostru. interesant, dar mai vin și mesaje noi. Ok, ce au venit ca și mesaje? Am zis starea lor, ce simtei față de voi și apoi ce simțiți voi față de ei. 9 de spade a venit. 9 de spade a venit. Puterea 5 de băte, iar 5 și cavalerul de băte. Am zis că este nevoie de comunicare, da? Când am zis, nu mai știu, când am zis 6 cu 6 13, da? Își doresc să comunice, să-și exprime atracția, pasiunea, dorința, pe care au ținut-o în control. Și cât timp au ținut-o în control, efectiv, da, și-au făcut griji, sau poate chiar nu neapărat îmbolnăvit, sau. Probabil că nu au dormit nopțile. În fine, au un mare stres referitor la această întâlnire dintre voi doi, tocmai pentru că sunteți foarte puternice, Doamnelor. Doamnelor, Doamnelor, există o magie între voi care nu poate fi controlată și care uneori îi obosește, dar trebuie să se lupte cu această stare, cu aceste emoții negative în care au tendința să stea și să exprime ca să poată să crească. Am zis că sunt niște emoții negative. Pe de o parte, poate au momente în care nu se apreciază sau cred că vibrația înaltă în care sunteți creează o diferență prea mare între voi, au o oarecare neîncredere în ei, în anumite momente, de aia se și abțin, sunt și foarte geloși, foarte geloși. Și am zis că vă reflectați, o oglindă este o cupă, vă reflectați oarecum și emoțiile, și atitudinea în anumite situații și felul în care gândiți -a și pasiunea și conștientizează că dacă sunt atâtea similarități cu siguranță veți fi cel puțin la fel de pasional ca și ei, în pat. Sau bine, nu neapărat în pat, că poate să fie și în pădure, în lanul de grâul, grumesc, pe câmp, pe afară, în Tahiti. Ha, ce frumos ar fi! Dar cine mai că... -i? Nu, bine, în fine, nu vreau să comentez acum referitor la călătorii. Am spus, că sunteți foarte puternice și că sunteți în stare să-i puneți la punct. Și asta îi sperie, dar și îi atrage. Pentru că sunteți o pereche cu care n-au mai avut de-a face genul acesta de, de femei și energetic. Nu vorbesc mult, ai fizic, nici verbal, energetic. Sunteți într-o într vibrație care pune la punct. Clar. Puterea are numărul 11, 11 este luna scorpionului, să zicem, în general. Probabil iar este o chestie scorpionească într-unul care se reflectă și în celălalt. Adică intensitatea cu care acționați și, în primul rând, vibrația intensă pe care o transmiteți. În putere, instinctele se, se țin în control, da? încearcă să-și controleze instinctele, deși sunt foarte puternice și sunt, îi duce uneori la accese de gelozie, poate neexprimată. Dar, repet, își doresc să-i și controlați, măcar din când în când. ce își doresc în mod special? Cavalerul de băte. Să-și exprime toată această atracție. Pe de-o parte, o mare atracție pentru sânii voștri, pentru părul vostru, care probabil că se schimbă periodic. Cofi lung, negru, albastru, roșu, creț, întins, ondulat, scurt, lung, iar variază unele, aveți tendința să vă schimbați părul. Așa simt în această carte. Și, deși sunteți foarte puternice și, repet, nu prin atitudine, ci prin vibrație, o sobrietate specială. Uh, aveți și o delicatețe, o feminitate aparte. Îmi place, îmi place rochița asta cu, cu floricele și, și, ei adoră când sunteți feminine, evident, adoră, că am vorbit, am vorbit mai devreme și de dorința asta de a vă vedea și vulnerabile. Și vulnerabile, da, sunteți femei puternice, dar prefera și o, o femeie vulnerabilă. Însă, în primul și în primul rând, ei trebuie să fie vulnerabil, să-și exprime sau deschiși să-și exprime această pasiune, acest foc teribil. Îi tentați, îi tentați continuu cu această pisică. Doar când vă întâlnesc și când vă văd... Uh, cum, era, cum era gândul ăla? Când te văd am... Ah, când nu te văd am chinuri și când te văd am leșinuri. Cam așa este. Și ce mai canalizasem eu, channeled... Um, mai canalizasem în această etalare, la voi, la numărul 1, Alice Cooper, Poison, da... Este o atracție și o respingere în același timp. Fascinantă, fascinantă, clar. Ce simțiți voi, doamnelor, pentru ei? Acest ritual, acest pluto, aceste suflete perechi foarte speciale, temperanța, asul de monede, la voi a venit mai mult împărăteasa, da? Și doi de băte. Pe de-o parte, am zis că vă vedeți, vedeți, știți că sunt sufletele voastre perechi, poate chiar și flăcări gemene. Știți că aveți această putere de a ai, am văzut regina, a, am văzut, da, am văzut regina de cupe și regina de spade, da? Sunteți școlite, sunteți educate, dar aveți și multă empatie și aveți această putere de a-i vindeca. Regina de cupe vindecă, da? Hrănește, alintă, E tandă. Veți puterea de a-i vindeca, de a-i hrăni, apropo, și se reflectă și sau se continuă mesajul și în temperanța, dar puteți să-i vindecați, puteți să le echilibrați, voi vă echilibrați emoțiile, aveți aspect pe lună amândoi. Clar. Da. Dar, pe de-o parte, și voi încerca să aveți răbdare, să vă temperați, e o altă formă da, de a vă controla emoțiile și voi vă controlați emoțiile și acțiunile față de ei. Deși vă doriți, sunteți conștiente, simțiți că puteți avea un nou început, dacă se materializează această relație, dacă s-ar materializa, ați merge pe culmea, culmile plăcerilor, că tot vorbim de intimitate, împărăteasa, culmile plăcerilor, n-ați mai, cu aceste două cărți cu temperanța, într-o etalare de, temperanța care înseamnă vindecare, da, într-o etalare erotică, Simțiți că împreună puteți să faceți tantra, tantra, să aveți o sexualitate sacră, da? nu o sexualitate impulsivă. Chiar dacă este pasiune. Am zis că simțiți că este ceva special, vă echilibrează, vă va reechilibra, vă echilibrează, ați vrea și voi o nouă relație stabilă cu ei, dar știți că au conflicte, ați vrea să creșteți, dar pentru acest lucru trebuie să discutați. Interesant că și ei și aici amândoi se hrănesc. Ba, chiar și temperanța echilibrează niște vase, da? Aveți această putere de a îi stimula. Conștientizați, dacă nu vă zic eu, Că aveți puterea de a-i stimula, de a-i pune pe foc în orice context, cât ar fi de intelectual, de material, de erotic. Și uh, aveți dorința de a împărtăși, o pâine tăiată, de a împărtăși din experiența voastră. Vă doriți să faceți planul, știți că dacă ar fi să vă întâlniți, să aveți o, o întâlnire concretă, zic la dacă, că majoritatea sunteți în despărțire, dar poate că sunteți și împreună unii. Așa, dacă s-ar materializa acest as de monede, că e dorința voastră, ați putea să faceți planuri, aveți idei, aveți creativitate, aveți determinare. Am zis că amândoi sunteți puternici, dar amândoi sunteți luptători, apropo de prădători, dar amândoi sunt hunters, dar amândoi vânați, dar fiecare vânează altceva. Ideea este că vă completați într-un fel sau altul, da? Frumos ar fi să faceți planuri de explorare, nu doar a vieții voastre intime a sexualității, dar și a vieți în general, că bătre înseamnă și hobby-uri și multe alte lucruri și atunci puteți crește împreună. Dar cumpărăteasa asta este minunat. Pe de-o parte și voi cumpărătea asta și temperanța, conștientizați că aveți o vibrație, știți că aveți o vibrație da? în da? Știți că nu vreți orice, vreți doar relații stabile, relații securizate. Mm. Relații. Relații, nu aventuri. Aveți această, și voi aveți puterea și, și dorința de a explora, dar cel mai, mult, cel mai important pentru voi este uniunea în trup, în minte și în suflet. Da? Trup, body, mind and soul, nu? În momentele de intimitate. Și repet că și ei, și într-un fel sau altul, își doresc același lucru. De-aia își doresc să vină împreună cu voi, coming together, da? Pentru că simt toate aceste lucruri. Vă simt. Voi știți cine sunteți. Și din punct de vedere sexual, cât puteți să simțiți, cât puteți să transformați, că este un dragon. Obsesiile voastre sexuale, dar și capacitatea de a le transforma, că am vorbit de transformare de, de la început, da? Nu stați în obsesii, voi le transformați. Kundalinii nu rămâne în primele două ceacre, se ridică până la ultima, până la coroană, da? Aici este frumos la voi. Pentru că lucrați cu energia voastră, vă vindecați în continuu. Pe de-o parte, și mai încă un mesaj. Dacă acest personaj nu acționează, că deocamdată s-a tot abținut, s-a tot abținut, poate că și închipuie că mai aveți pe altcineva și e super gelos sau uh, conștientizează că dacă nu acționează o să vă găsiți pe altcineva, clar. clar. Știu și ei că ați avut răbdare cu ei. V-am zis că vă văd și voi vedeți. Ați avut răbdare cu această legătură, cu acest suflet pereche, ați avut, aveți, dar rămâne de văzut până când. Pentru că voi vreți ceva nou, vreți să creșteți și atunci trebuie să alegeți. Mai stau, cu, mai, stau mai aștept acest personaj sau nu mai aștept? Pentru că există un doi de băte la voi. Pentru că e eu sau bine, voi, da? Voi vreți o dragoste reală, dar nu în umbră, nu doar să vă simțiți. O dragoste reală care să crească. Da? Cam asta este etalarea. Nu vreți să rămână la nivelul de tentație. Vreți să hrăniți, să vă hrăniți, am zis. Unul pe celălalt și să ardeți împreună. Într-un singur scop. Interesant că toți am văzut. Dar într-un singur scop. Da. Frumos. Sper că v-a plăcut, da? Sper că v-a plăcut. Ok. Hai să strâng cărțile. Și acum. Să vorbim despre numărul... A, bine că am terminat. Au picat alea pe care le-am citit. Numărul 2. Care tot așa a fost desfăcut. Numărul 4 nu a fost. Ok. Am zis la numărul 1. Și zic și acum... Frumos e când descoper anumite lucruri odată cu voi, dar și acum totodată cu voi, însă s-a pierdut acel moment de. Spuneam de piatra aceasta neagră. Simt că neagră, negru absorbe lumina. Am zis că atunci și zic și acum, că repet sau reiau înregistrarea, ei sunt într-o energie întunecoasă și voi sunteți ca o lumină pentru ei, îi atrageți. Acum o să vedeți și cărțile, vedeți că am dreptate, dar atunci era frumos că era, vorbeam fără să fi văzut cărțile. Uh, și totuși, la un moment dat, am descoperit în acest negru un punct roșu. Îl vedeți? Un punct roșu. Este un punct de vulnerabilitate. E interesant. Acum la, la voi îmi vine... Uh, acum, nu că la voi. Acum îmi uh, vine alt... Uh, un citat nou în, uh, în minte. E bine și la reloare. E bine și la reloare când mai vin chestii noi. Este un citat din Rumii. Lumina vine prin, prin crăpătură. Este o aici. E un punct. Puneți punctul pe ei sau atingeți o rană special în sufletul lor și face să vibreze altfel, eventual să-și anuleze acest întuneric prin toată suferința. Da, e o suferință care se produce și totuși această suferință provoacă schimbarea, aduce schimbarea. Da? Crăpătura prin care pătrunde lumina, cu cea și rumi, o să pun sub video citatele sau ce mai simt eu în timpul etalării, da? Aici și pătrunde dragoste. Îi învățați să, să, simtă altfel. Și nu doar că îi învățați să simtă altfel, efectiv simt, pentru că roșu înseamnă pasiune, le dați încredere. E un pic mai puțin acum, poate că într-un fel sau altul și-au pierdut încrederea din niște motive și voi într-un fel sau altul le redați acest chef de viață. Așa, acum, haideți să vă arăt cărțile. Moria, aici sunt ei. Albina. Acum, ce-a mai venit? A venit simplitate și inima focului, dar au venit invers și intimitate. Despre asta o să vorbesc mai târziu. Am spus, aici sunteți voi, doamnelor, cum sunt văzuți, văzute, cum sunteți văzute de ei și Cam ce ar trebui să acționeze. Aici sunt ei. Tot așa, în relație cu voi. Voi. Ce simt ei față de voi? Simt că sunteți această lumină imensă, imensă, care îi atrage. Chiar dacă riscă să-și ar, să arde aripile, sunt în acest moment dispuși să-și ardă aripile ca să-și transforme ce? Dragii mei, sufletul și ego, inima și ego, da? Să înceapă să aibă încredere într-o altă formă a lor, da? Am zis că vin a -a și alte mesaje. Arderea, de fapt, ce înseamnă transformare? De casa a scorpionului, a, a phoenixului, da? Sunt dispuși să ardă ca și molii și să se transforme într-un phoenix. Am zis că vin și alte mesaje. Interesant apropo de roșu ăsta. Da, să ardă. Dacă au fost ca o molie, acum vor să fie ca un... Trecând prin această sau intrând în lumina voastră, în vibrația voastră, transformație, arde și vor renaște ca un fenix. Unde sunt ei? În această vibrație. Tot de, dar vorbesc vibrație mentală, nu de zodii. Aveți aer, dar vibrație mentală. Da? În primul rând, este a cincea carte din semnele de aer. Albina știți că înțe înțeapă. Albina poate să producă și alergii. Stă într-un mediu, acest personaj, apropo de negru, într-un mediu foarte conflictual, că e 5 de aer, într-un mediu conflictual, cu multe personaje în jur, apropo de albine care sunt un E stup, un, stup, un stup toxic, așa îl văd. Un stup toxic. Și din, a, din cauza acestei, acestui întuneric s-a învățat să înțepe În loc să învețe, să ia polenul și să transforme în ce? În miere. Să se transforme, să transforme uh, experiențele prin care trece, dar asta învață privind înspre voi și mergând înspre voi, comunicând, interesant că sunt două semne de aer, două semne, vorbesc de semn alchimic, nu de zori, repet, da, își doresc să comunice, își doresc să comunice, să, să vă spună că voi sunteți acest pot de lumină, da, acest pot de lumină, ia uite, culori și seamănă. Voi sunteți această lumină. În momentul în care vă văd, intră într-o altă dimensiune, intră într-un alt cerc, se separă lucrurile, nu mai contează că sunt conflicte, că sunt. și totuși trebuie să fie precaut personajul. O să vedeți de ce. Da. Li se transformă și inima și, uite, interesant, și sexualitate. Încep să aibă încredere. Ei e destul de puțin portocaliu, dar încep să aibă încredere în sexualitatea lor altfel decât uh, era până acum niște cercuri, transmiteți vibrații. Voi sunt vibrațiile voastre. Eventual își doresc să transmită că au început să se transforme de când v-au văzut, de când vă cunosc, de când vă urmăresc. Ce am zis că își doresc? Că își doresc intimitate. 3 și cu 5 înseamnă 8. Am vorbit de 8 de transformare, casa scorpionului, a fenixului, da? Dar Dragii mei, intimitatea cea mai profundă este când te privești ochi-în ochi și când vorbești apropo de aer, când vorbești despre rănile tale, despre problemele tale emoționale, mentale, sau neapărat probleme mentale, griji, traume, experiențe negative. Asta e cea mai profundă intimitate. Asta este cea mai profundă intimitate. Își doresc intimitate. Sunt conștiențiar sunt niște vibrații. Că lângă voi au alt potențial da? de această transformare. Pot să devină creativ și să, trans, să, să, să producă și lucruri frumoase. Pentru că până acum doar au înțepat. Pentru că așa au văzut în mediul în care au stat. E un 5 totuși. E 5-5, e conflictual întotdeauna. Și totuși 5-ul cheamă și la schimbare. Interesant este că au venit 1 și 4-5. Dar niște cărți care au venit invers. Am vorbit interesant, a fost, să vă zis, momentul ăla de descoperire a acestui punct, da? Ei, acest punct roșu îl văd aici ca și când ar fi la microscop, da, descoperit. Este pasiunea asta care se naște, s-a născut undeva în timp. de e mic, aha, interesant. de e mic pentru că e vorba de... E un timp de mai de mult timp, nu de acum, de ieri, de azi, au pasiune pentru voi. Acum această pasiune a început să crească. Dar se vede, da? E ca și când, dacă înainte o vedeați la lupă, acum deja se manifestă, mai e un pic și trebuie să se manifeste. E în faza în care trebuie să aleagă ceva. Trebuie să aleagă. Să aibă încredere. Iar este spotul de lumină. Aici, aici sunt unde, unde se simt ei. Unde și-ar dori să fie, nu că se simt, și-ar dori să fie în această lumină. Altfel. Și știu că sunt altfel, sunt altfel de oameni în preajma voastră. Și iar lumina este și aici. Asta este cartea simplității. Posibil că unii dintre voi aveți o viață, chiar dacă sunteți așa special, plin de foc, de lumină, aveți o viață simplă. Aveți momente când vă și arătați foarte modești. Și totuși ei, ei, sunt un pic mai complicați. Ce spusesem data trecută? Am zis că faptul că a venit cartea invers, da? E ca și când ați vedea-o acum în, în opoziție. Cartea e neagră și desenul este alb, așa cum e și piatra aceasta neagră, da? Faptul că a venit invers, ei încă n-au produs schimbarea, da? Viața lor încă e complicată, adică opusul simplității, opusul luminii e întunericul, da? Greutate, confuzie. Lucruri complicate, mai ales în relațiile karmice, mai ales în familie, că e 4. Și totuși aici este. Trebuie să manifeste, să intre în 1. Sunt în 0 deocamdată, să zicem. Sunt aici. Trebuie să manifeste încredere și să genereze schimbarea. 4 și 1, 5. Și schimbarea se va genera în momentul în care vor veni și vor comunica. 3, 5, iar înseamnă transformare. Ce am zis că? Am zis că acest personaj are energia rezului de spade, nu că ar fi musai aer. Dar este un personaj care până acum nu a iubit. Imaginea clar arată faptul că nu a iubit. Poate a fost în triunghiuri amoroase. Poate din cauza părinților n-a putut să se deschidă față de prieteni, prietene, da? Și totuși, acum descoperă lumina și iubirea prin voi, prin prezența voastră. Posibil, interesant cum acum a venit alt mesaj, posibil. Că din cauza celor conflicte, și acelor personaje tox toxice sau, eu știu ce, mediu întunecat în care stă, personajul acesta nu poate să-și arate atracția și chemarea față de voi. E ca și când, da, trece mama, lasă, nu, că de fapt asta e doar o femeie trecătoare, nu, nu-mi pasă prea mult, uite cum mă cu piciorul, ah, dar de fapt personajul să simtă, dar să nu arate pentru că mai trece X, Y, ne vede, ne vorbește, ne bârfește, ne, eu știu ce. Pe de-o parte, pe de -o parte, pe de altă parte, sunt foarte convinsă că acest personaj nu a făcut dragoste, a făcut doar sex. Și unii știți diferența. Unii știți. Um, ce am zis? Că, ce am mai zis? Să vă mai arunc și alte cărți. Alte energie care s-a manifestat până acum între voi, patru de spade, tot așa, nu, au, nu a, exprimat niște lucruri, iar patru, este un mental încăpățânat, nu a exprimat, a încercat să, să... într-o formă, nu neapărat uh, auzibilă, într-o formă, poate energetică, să vă preseze mental să, să -ți țină o distanță, să nu puteți comunica, ca și când pui pumnul în gură, da? Nu, mm. repet, energetic, nu musai practic. Și totuși, și totuși, acest personaj își dorește foarte mult să vină înspre voi, pentru că, pentru că, voi îi eliberați de o relație karmică. Da? Relația, e o relație karmică în care a fost ținut în lanțuri, într-un fel sau altul lanțuri, vorba vine în niște tipare. O relație care i-a dezamăgit, dar cum am zis, pentru mine asul de spade eliberează prin voi, în preajma voastră îi se eliberează de aceste lucruri. Ce am mai spus? Am spus că acest personaj ar vrea să vină înspre voi, dar nu prea știe cum să vă abordeze. Nu prea știe cu doi de băte. Nu prea știe cum să vă abordeze. A apărut și doi de spade la un moment dat. O să vedeți și în, în, etalare. are apărut în etalare. Nu prea știe cum să vă abordeze. Tocmai pentru că voi tindeți către lumină, către stea. Dar sunteți o stea și tindeți către stea. Și ei nu știu de unde să vină. De unde să vină. Cum să vă vorbească. Ce să fac. Ca să vă uitați înspre voi. Înspre ei poate că voi vă uitați, uneori. Da? Și am mai spus că simt, acest personaj simte multă pasiune pentru voi, vă, vă adoră, dar ar prefera, uite, focul ăsta vine mai din spate, ar prefera să vină așa mai... Nu direct. N-are încredere, are o reținere, o, o rușine, clar, o rușine, o neîncredere, pentru că voi sunteți altfel. Și am zis atunci, zic, și acum le dați echilibru. Focul acesta care se naște în ei, în preajma voastră, e un foc mocnit, care încălzește, care asigură stabilitate, da? Care transformă apropo de mâncare, care se coace, da? Nu este un foc care arde, foc de paie. Ce cărți au apărut? Ok. A apărut foarte frumos aici. Asul de bute. Asul de bute, Marea Preoteasă, Cavalerul de Monede și Cinci de Monede. Deci, din partea lor, multă pasiune, acest unu care revine în poziție normală. Unul și doi, e un pas, e o evoluție. Da? Își doresc să evolueze în această relație și să vă ofere stabilitate cu Cavalerul de, de Monede. Ca să ieșiți din problemele care au fost de comunicare cu cinci de monede, poate chiar și financiare a unuia, al altuia, dar au fost niște probleme financiare, niște diferențe financiare, probabil. Da? 5 și cu 1, dacă voi sunteți în niște probleme financiare, și-ar și dori să vă susțină, să fie acel bărbat care vă susține. Da? 5 și cu 1, 6 și atunci apare echilibru. Dar în primul și în primul rând își doresc să ardă. Am vorbit de Phoenix, repet, da? își doresc să ardă în această pasiune, să se transforme, să fie altceva. Să fie altceva. Și are este lumină. Lucrurile să fie simple și profunde și înalte. Nu complicate, nu îmbâxite. Își doresc foarte mult, unii dintre ei își doresc și un copil cu voi. Am multă tandrețe față de voi, Doamnelor, și. și-ar dori să reprezinte pentru voi cam ce reprezentați și voi pentru ei, adică totul. Ardere. Dar, ce mai simți? Mult mister. Sunteți foarte misterioase, Doamnelor, mare Preoteasă. Educatei, că sunteți și Mare Preoteasă, ar fi minunat dacă sunteți o flacără care atrage. Atrage oameni răniți, oameni cu traume, tocmai ca să se transforme. Iar e minunat. Și dacă ei au fost sepoși sau distanți, regele de spade, da? Sau stângaci sau uh, dezamăgiți și în relații, legături mai bine, nu relații, legături, da? În legături ciudate, obscure, da? Își doresc altceva. Își doresc altceva, își doresc o relație de lungă durată stabilă. Și ar dori să vă invite undeva, la un restaurant, într-o excursie, undeva la, să vizitați ceva, să aveți un moment de tandrețe, în care să-și declare apropo de aer, să-și declare și pasiunea, și atracția, și emoțiile, și inspirația e, e o vioară da? Uh, eventual pe care muzicală și ar dori să fac, vă facă niște dedicații muzicale, dar uh, muzica fără inspirație, nu, sau muzica inspiră și înainte să fie creată, a fost inspirat, într-un fel sau altul i-ați inspirat în această nouă viziune despre relațiile pe care și le doresc. Interesant. Iar schimbarea un pic de mesaj sau adăugarea de mesaj. Văd aici o creangă înflorită. S-ar putea în această perioadă să vă invite undeva? Că deja un înflorit pomii. S-ar putea, pe unele doamne, să-și dorească să vă invite pentru că cavalerul vine. Probabil că vine după mult timp, după o tăcere. Marea să înseamnă și tăcere faptul că și-a ținut în secret această pasiune. Și-a ținut în secret această pasiune și după mult timp, da... Da, încearcă să schimbe aceste energii. Să sperăm că în această perioadă că văd totuși simbol de primăvară. Poate în mai, interesant, poate în mai. Eventual mai și apoi din mai în iunie să, se, să înceapă să se creeze ceva, ar fi frumos. Bine, eu doresc bine pentru toată lumea. -am cum să nu, nu vă doresc bine. Pe de parte, aveți un fel de a fi, de a vă îmbrăca mai special, mai atipic, uneori foarte sexy, foarte provocator, alteori foarte sobru, dar chiar și când sunteți sobre, aveți ceva sexy, felul în care vă purtați, poate niște accesorii, mâini, picioare, părul, felul în care vă uitați, aveți ceva special. Și nu se poate confunda ca fiind doar o, o provocare trecătoare. În primul, și în primul rând, este o privire inteligentă, de persoană educată, dar care știe să-și controleze emoțiile și eventual să se joace cu ele, dacă e necesar. Probabil că unor flirtrați într-un mod foarte drăgălaș și ar dori să vă jucați cu ei. Da. Să vă jucați cu ei. Așa simt. Cred că acum mă simt că și-ar dori să fie ca o pisicuță în preajma voastră și voi să vă jucați cu ei. Da, și totuși, dorința de stabilitate, dorința de stabilitate, da, sunteți unor foarte sexy, provocatoare, altor serioase, dar, totuși, în spatele acestei, acestui limbaj vestimentar, există acel quelque dar cel mai fain sunteți evident dezbrăcate, <laughs> evident dezbrăcate. Își doresc, interesant, este un spațiu, este un loc sacru, este un spațiu, este un interior aici. Își doresc să vă ofere stabilitate pentru această pasiune. Probabil că da, ori au avut probleme financiare, ori își doresc ca problemele voastre financiare să fie echilibrate de voi într-un fel sau altul și să creați șase echilibru și să creați ceva. Ce vă doriți voi? Re, uh, mm, nu rege, draga mea, Ela... Marele preot în 6 șase de spade și judecata care a apăruse mai devreme, în timp ce am amestecat cărțile a apăruse iar. Vă doriți și voi, ei știu că aveți vibrație înaltă, că atrageți, dar știți că, știu că sunteți, poate unele dintre voi sunteți profesoare, consilieri, psihologi și atrageți oameni cu probleme. Oamenii se transformă măcar în aura voastră, în vibrația voastră, dacă nu ajung să aibă și o, o, prietenie, măcar o amiciție, dacă nu chiar în loc de relație, măcar atât. Voi, în primul rând, știți că știți ce sunteți. Voi știți ce sunteți, știți ce vă doriți. Vă doriți o relație stabilă, nu vă doriți lucruri trecătoare, aventuri. Da? Pentru că știți pe ce coordonate lucrați. Da? Vă doriți eventual ca și ei să fie în această vibrație, adică altfel nu se poate dacă ei nu sunt în această vibrație serioasă, n-aveți cum să comunicați, da? N-aveți cum dacă nu sunteți, da? E o pereche divină aici, cea mai pereche dintre perechi. Mai pereche decât împărătau și împărăteasa. Cea marele preu și marea preoteasă. Dacă aceasta n-ar fi uh, perechea, de fapt, care reprezintă flăcările gemene, mă întreb care ar fi. Însă. Și voi și simbol de flăcără geamănă. Dar știți că în această poveste a flăcărilor gemene, unul este mai jos și trebuie să se transforme, să se ridice. Dacă relația va merge bine, dacă nu, nu. E important este să se producă transformarea. Deci, voi știți cine sunteți. Dacă vrea să vină înspre voi, să vină în această vibrație înaltă. Știți că focul înseamnă în Spirit, în Spirit, sau cu un Spirit transformat. Și atunci se poate întâmpla, se poate manifesta. Atunci puteți alege, da? Atunci lăsați ca dragostea pe care o simțiți și voi, da? Sau măcar atracția pe care o simțiți, să nu mai controlați uh, vibrațional, mental, ci să o duceți mai departe și să o duceți cu șase de spade, să o duceți mai, de spa, mai departe, să descătușați, să vă descătușați de carmele unuia altuia și să mergeți în această uniune divină, judecata. Să renașteți, eventual să vă împăcați. Depinde de ei. Dacă intră într-o vibrație cât mai înaltă, 5 și 5, ar putea. Ar putea să încerce. Interesant, aha, da, văd, uite, foarte interesant cum văd. Vin mesaje noi și, și, e fain că mai faci în reloare, da? Roșu de aici, se repetă și aici și se repetă și aici. Este evoluția lor. Ar putea această pasiune da, să-i ajute să crească. Pe de-o parte, pe de-altă parte, știind cine sunteți și știind și ce sunt ei, unde sunt, dacă sunt cărțile nemanifestate, că sunt niște oameni care nu și-au exprimat vreodată dragostea, pasiunea, da? știind și unde sunt și câtă, câtă transformare e necesară, este foarte posibil voi să vă doriți să alegeți, să mergeți mai departe către un alt suflet pereche care, cu care puteți să aveți o relație stabilă, frumoasă, în lumină, în intuiție, da, iar e lumină și aici și aici, da? Aici este alegerea voastră, voi alegeți. Ei n-au ce să aleagă. Ei sunt ai voștri pe veci. A, voi trebuie să alegeți, doamne lor. Evident că, dragii mei care ascultați, pentru că e talare colectivă și generală, puteți să vă schimbați pozițiile, uneori vă schimbați și în funcție de cum vreți, cum vă convine, dar asta e. Doamnelor, unele dintre voi Trebuie să alegeți într-o o căsătorie De a voastră mai veche Sau știți că ei au o relație Pe care trebuie să o lase în urmă Și să meargă către această pasiune da, Către această uniune În spirit și apoi în material 1 mai și 20 mai Văd în mod special Dar, alegerea asta poate să țină de voi, da, pe de-o parte, voi să alegeți să rămâneți în creștere spirituală sau să alegeți să vă descătușați într-un fel sau altul și voi niște rețineri, pentru că Marea Preoteasă nu face dragoste toată ziua bună ziua, își controlează energiile cu alte scopuri, da. Posibil și alegerea voastră și atunci este, pentru că voi conștientizați că e o legătură foarte profundă între voi doi. Știți, e iar, e un roșu, e o pasiune care vă leagă. Și atunci, ca să vă dezlegați de această pasiune, ideea este să alegeți. O rămâneți în această vibrație de profesorat, de consultanță, de persoană care îi inspiră, ori vă coborâți un pic la pământ, la nivelul lor, vă lăsați un pic în, în voia pasiunii și vă dezlegați de această karmă. Fă, ce mesaje vin! Vă dezlegați de karmă și vă legați în spirit. E altfel de legătură aici, e dezlegare și legare, altfel de legătură. Ui, ai, ai, ce energie. E frumos și când face reloare. Sper că v-a plăcut, dragii mei. Sper că v-a plăcut. Chiar e faină și reloarea asta, pentru că au mai venit mesaje noi. Haide, dragi mei, iubiții mei ascultători, numărul 2, numărul. Nu, 3! Dacă o fi având legătură, rămâne de văzut. Numărul 3. Ați ales această piatră roșie foarte frumoasă, da? Merge, mai merge, da? 50 de minute. Ho, ho. Am zis că simțiți multă pasiune. Am zis că e o separare. Am zis de la început și repet acum. E o separare între voi care, o să vedeți, reapare într-o formă. Am descoperit-o și în alte cărți, am descoperit-o mai devreme. E o separare între voi. Poate să fie un rău, poate să fie o distanță între voi doi. Unul e mai, mai mic ca și, în primul rând, ca și vârstă, o diferență de vârstă, e o, e o pată mai mică și o pată mai mare, dar celălalt are nu neapărat o pasiune mai mare, are mai multă experiență, focul a crescut, a ars mai mult, da? Nu sunteți la început. Și această diferență, iar poate să fie și diferență de pasiune, poate, trebuie să fie umplută. interesant că dacă această diferență s-ar umple, ați fi egal, ați fi un tot. Ho, ho, nu doar egali, nu doar ar fi partea asta egală cu cealaltă. -am zis, interesant că vin mesaje noi. Nu doar că ar fi partea asta egală cu cea de jos, dar ați fi un tot. Ați lucra la unison. Hmm. Cărți care au venit. Ai sunteți voi, doamnelor, ai sunt ei în relație sau cum simt ei față de voi. Ok, doki. Ce am zis? Că am zis că ei ei sunt aici, licuricii, tot semne de apă, dar vorbesc de semne, nu de zodii, da? Nevoia de a comunica. Aici sunteți voi, cum vă văd, ca pe un colibri. O energie extrem de pozitivă, extrem de pozitivă, da? Cea care iubește, o loving Gold that is, numărul 22, sunteți maestri. Mai în dragoste, dar în dragoste empatică, în dragoste înaltă, nu musai în a face sex. Poate că și probabil unii în momentul în care, dar voi nu faceți sex, faceți altfel de, aveți o altfel de atingere și de mișcare energetică. Sunteți ca niște colibri, sunteți micuțe probabil, da? Dar transmiteți multă lumină, tuturor care sunt în le transmiteți mesaje și ei acum vor să vă transmită niște acum parc parcă ar fi un SOS, așa v-ar transmite un SOS v-ar transmite un SOS um... sunteți într-o vă creați, oarecum seamănă mesajul, dar altfel vă creați universul vostru voi separați întunericul de lumină prin acest curcubeu, prin vibrațiile creative și înalte în care stați sau pe care încercați să le comunicați. Da. Uh, și nu doar atât, colibriul ce face se hrănește cu dulceața florilor. Preluați din toate experiențele lucrurile pozitive. Uh, rămâneți într-o într dulceață aparte. Rămâneți. Uh, Drăgălași, optimiști, în mișcare, dați tot timpul din aripi, dați tot timpul din aripi. mi aș cărțile pentru că nu trebuie să uit ce a venit data trecută, da? Și într-un fel sau altul, pentru că aici apare licuriciu, îi inspira și pe ei să fie la fel. Cred că în această perioadă, pentru că voi aveți tendința să construiți această lumină, da? Să construiți acest curcubeu, aceste separări de lumi. Da? Voi construiți ceva magnific în viața voastră, da? Din toate experiențele mentale și emoționale. Dacă aici este un oroi, vă ridicați, da? Pe pământ construiți ceva practic și apoi spiritual. E un turn, e o creștere, da? Și iar turnul ce face? Semnalizează în larg, ca, ca un far. Și la fel, ideea de semnalizare se vede și la licurici. Am zis, pe de-o parte, aici puteți să fiți tot voi în viața lor, viața lor foarte întunecoasă, în mod special. Și totuși, întâlnirea cu voi să-i ajute să se schimbe și ei. Nu sunt pasăre, sunt niște licurici. Eventual vă transmit că se străduie. Se străduie să îmbrățișeze și ei Lumina, așa cum o îmbrățișa și voi. Se străduie să, să fie și ei altfel pe Pământ. Voi sunteți ca un înger pe Pământ pentru ei. Pentru ei sunteți ca un înger pe Pământ. Și 5 și cu patru e 9. Noi este creștere spirituală, este inspirație, este casa săgetătorului, casa călătorie, probabil o distanță și totuși și inspirația, Am zis, inspirație să fie altfel. Poate nu o să fie înger, dar or să fie un pic mai bun. Poate mâine o să fie și mai bun. Doamne, ajută! Doamne, ajută! Pentru că asta ne dorim uh, unii dintre noi, da? Unii dintre voi. Mă înțelegeți! Și am zis că e numărul 22, numărul maestru. Voi sunteți. Voi îmbrățișați, de fapt, Maestru Divin, da? Divinitatea. Și vă construiți în această relație. Dar și ar dori să comunice foarte mult cu voi. Și ar dori foarte mult să comunice cu voi. Hai să vă mai arăt ce a mai apărut. Am zis că a apărut, am zis, zic acum, a apărut la un moment dat doi de spade. Doi de spade, să vi-l arăt. E aici. Doi de spade, doi de bâte, la zbăt Da? Doi de spade, doi de bâte. Își doresc să, să, vă invite în lumea lor sau să vă ofere ceva, dar știu că sunteți foarte prețioase, nu, veți, nu vreți orice, da? Da, Iola, la e frumoasă, dar aveți nevoie de altceva. Ce e foarte interesant este că aici este o găină în spate. Este o energie întunecoasă. Am vorbit de întunericul ăsta. E o energie întunecoasă. E cineva care bărfește, care influențează, care trage în jos, da? Voi sunteți foarte speciale. Voi sunteți foarte speciale. Dar așa reținute cum sunteți îmbrăcate, încălțate, parcă tot ați face un gest. Un gest înspre ei. Dar depinde de ei. Cât oferă, cât văd din valoarea voastră. Și văd destul de multe, dar și-ar dori să exprime, am zis că trebuie să-și exprime, sunt foarte geloși. ce mi-a venit chiar pisica, la fereastră. Sunt foarte geloși. Și nu știu cum să... Au o problemă cu verbalizarea unor stări, unor gânduri. Și în primul și în primul rând, cu verbalizarea felului în care vă văd ei pe voi și probabil că nici voi nu înțelegeți, dar de fapt tu ce vrei de la mine? Mă placi, nu mă placi? care e problema? Ce este? Pentru că nu poți să exprime. Și sunt și foarte geloși să gândesc că dacă nu exprimă, s-ar putea să vă fure altcineva la lună plină, la lună nouă sau să vă duceți cu altcineva, că dacă ei nu manifestă, dar trebuie să iasă din întunericul ăsta dintr-o noapte, din stagnare, din ceva. Vorbesc de stagnare pentru că a apărut și stagnare. A apărut. Uite. A apărut. Deci cel mai important în această perioadă este ca voi să vă implicați 10 de bâte. Dacă e vreo diferență de înălțime, da, v-ar dori să vă, lua, să vă ia pe sus, v-ați dori și voi să fiți nonconformiste și să Vă iubiți prin pădure, prin prin spații verzi, prin parcuri, poate în Parcul Național. În fine. Deci, ideea este că acest personaj trebuie să se implice, să se implice, pentru că a fost o perioadă de stagnare. da? Și această stagnare, într-un fel sau altul, va lega și pe voi, pentru că ați așteptat să se trezească, să transmită, să comunice, să exprime. Ei au stat aici în umbră, da? în umbră la pământ da? și v-au urmărit. Și voi asta și ați așteptat. Ați așteptat, vine, nu vine, exprimă, oferă ceva, face ceva și uite așa vi s-a făcut dor și uneia și celuilalt și totuși există multă, multă dragoste. Asul de cupe, multă dragoste și profundă, dar neexplicată neexplica -ne și ne, exprimată. Ce fac? Stau și se uită la poza voastră și oftează. Eh, și oftează. Ei, când o să mă duc? Da, când? Când, dacă, dacă exprim. Dacă exprim. Da? Și aici este nevoia de implicare. 10 de vât în acest context înseamnă implicare. Evident că din punct de vedere sexual își doresc o penetrare cât mai adâncă și profundă. Dacă vorbim de chestii sexy. Nu, trebuie să spunem și de asta, nu? Vă place, nu vă place? Da, de ce să nu vă placă? Da, de ce să... Ah, ce... mi-am adus aminte ce, ce observasem. Acum pun cărțile în ordine. Pun cărțile în ordine. Ok, nu, asta le, făd, le fac mai încolo. Deci am spus că observasem mai devreme și acum mi-am adus aminte. Aceleași două pete roșii, da? Două pete roșii. Le observasem aici, mai devreme. Până acum n-am observat acest lucru. Și iar distanța, un spațiu între voi, poate să fie o distanță practică, adică să fiți în alt oraș, în altă țară, în altă țară, dar afară de acest gen de distanță, posibil să mai fie și diferență de evoluție, da, licurici, colibrii, de... da, Asta este. Ideea este să învățați, să învețe și ei să construiască la aceeași valoare și cu aceeași tenacitate ca și voi. Aici este. Am zis că în primul și în primul rând îi inspirați. Îi inspirați. Dacă se va materializa ceva, veți trăi și veți vedea. Vedem acum energiile în această perioadă. Am zis mai întâi, pe ok, ce simt pentru voi? Pasiune. Multă pasiune. Iar nevoia de comunicare. Valeții comunică. Au nevoie să comunice. Cât art pentru voi, cât de mult vă plac. Da? Și din punct de vedere estetic, fizic, dar și spiritual și... Dar aici o problemă este luna. Luna reprezintă frici. Are niște, acest personaj are frică să-și exprime emoțiile. Are o reț, nu e reținere, nu e puterea. Are frică de apă. Nu frică de apă, frică de emoții. Este frică de emoțiile sale. Pasiunea poate o mai suport, dar frică de emoții, pentru că are niște emoții foarte profunde. Pe de-o parte, luna înseamnă și secrete. A ținut secret această pasiune. Da? Și a stat în așteptare voi din cauza acestui secret, pentru că n-a știut, dar de fapt ce vrei? Iar eremitul care nu comunică, pentru că e în întuneric, trebuie să-și găsească lumina, trebuie să-și găsească spiritul. Trebuie să-și găse găsească și să-și crească flacăra aceasta. Pe de o parte, cum a zis și la valetul de, de cupe mai devreme, se gândește că dacă nu exprimă, dacă mai stau mult în această frică și în această neverbalizare, s-ar putea să vă găsiți pe altcineva. Și aici este o mare teamă, teamă. Teama că voi vă veți vindeca și vă veți echilibra alături de altcineva, nu de ei. de acest, acest licoric îl simt acum ca pe un SOS. De genul, nu mă uita, uite, sunt aici. Încă sunt în umbră. Am zis și la prima, prima etalare, acum e în reluare, am zis că acest personaj Rămâne de văzut pe unde sunteți. Ori n-a mai făcut de foarte mult timp dragoste. Ori n-a făcut niciodată dragoste, a făcut doar sex. Da? Că am văzut așa. Ori n-a făcut niciodată nimic. Este într-o stare de virginitate. Da? Și aici este, este într-o stare de umbră, de teamă. Voi, într-un fel sau altul, îi vindecați, îi echilibrați, le umpleți Sufletul. Da? și încep să crească, e un trandafir aici, dar încep să crească, încep să vadă ca o lumină, ca o pasiune, că pot, e un potențial nemanifestat iar la ei. Și își doresc foarte mult la capătul acestui tunel, dar sunteți voi licuricii, dar sunteți voi în lumină. Și își doresc foarte mult să fie ca voi, optimiști, plini de viață, inspiranți într-un fel sau altul. Altfel, în felul lor, dar, dar, Wow, ce descoperire, ce descoperire, îmi place când mai descoper ceva. I vedeți, aici este un călcâi în foc, e călcâiul lui Ahile, voi sunteți slăbiciunea lor. Wow, wow, asta îmi place când descoper chiar pe moment ceva. Da, asta este. Deocamdată tac, încearcă să se transforme, pentru că știu că ne transformați nu au cum să, fie, să vină la voi, dar își doresc să vină, își doresc să exprime dragostea, să vă suiți unul pe altul, să vă iubiți sălbatic, pe unde, vă, pe unde puteți, da? Să vă pierdeți și papuci și capul în brațele unul altuia. Da, sunt foarte atrași de pieptul vostru, doamnelor clar, cu aceste cărți, foarte atrași de pieptul vostru, în ideea că e o, chestie, e o energie maternă nevindecată. Oamenii aceștia au stat în preajma unor mame nehrănitoare sau toxice și au nevoie să simtă această hrană maternă, chiar și în momentele de intimitate, de erotism, da. Probabil pentru unii țin secret o altă relație țin secret o altă relație care, de care trebuie să se libereze pentru că este o oglindă și o cupă. Da? Cupa este, de fapt, inima, sentimentele, reprezintă dragostea și oglinda, relația karmică, cea care ne învață prin reflexie. Și aici se trebuie să renunțe. Ah, ce mai simt? Ce își mai doresc? Își doresc că interesan să schimbe rolurile. da, altă descoperire. Da? Aici un personaj brunet, aici un bărbat brunet, aici un personaj șaten și aici mai șaten. Deci, odată să fiți voi în poziție de hrănitor, da? Și odată să fie ei în poziția asta de energie feminină, să schimbați rolurile, energia feminină masculină, da? Ce mai simt? Ah, evident că și-ar dori să facă sex oral cu această scoică. Mhm. Uh -huh. și să vă echilibrează. Da, e o echilibrare energetică, emoțională, vă vindecați. Întâlnirea cu, cu voi îi vindecă. Îmbrățișarea voastră, atingerea voastră, sărutul vostru îi vindecă. Și o inspiră, am zis, da? Și o simțiți voi. 2 de spade, 8 de, mai vin un pic mai așa, 8 de băte, steaua și 5 de cupe. Pe de-o parte, simțiți că, da, uh, și voi în, în de voi depinde foarte multe, pentru că voi acum sunteți în această perioadă, sunteți în poziția în care voi alegeți. Primiți oferta aceasta stângace, imatură și îi învățați, să zic să meargă mai departe, să meargă opt, opt de băte, să meargă mai departe, să se vindece, să-și împlinească, să vă împliniți visurile erotice. Da? Să vă vindecați, interesant că a venit să sub temperanță în două vinde, că să vă vindecați unul pe celălalt și să vă împăcați pentru că există o supărare, există o tăcere, o tăcere eremitu pe care trebuie să o analizeze și să o corecteze pentru că nou înseamnă Jupiter, Jupiter este un profesor, da? Eremitul este și Mercur, da, trebuie să, să, schimbe felul în care comunică, să comunice altfel cu voi, da? ca să nu vă mai supere, că va supăra. Voi sunteți supărate. Așteptați acum, dragele mele, doamne, mă special, așteptați niște scuze. Acum depinde cum vine cu scuzele. Dacă, dacă se scuză corect, da? se află că era și se menține, se ține, nu? Se mai pune în apă, se pune undeva aici, în această scară și crește. Stairway to heaven! Interesant ce melodie era. Stairway to heaven! Creșteți împreună către acest turn magnific, construiți împreună! Iar așteptați și voi să vină! E o călătorie, distanța care e eventual între voi de o călătorie. Așteptați să vină, să comunice 80 de spade de monede. Ha! Tot timpul le greșesc. Nu tot timpul, acum. 8 de bâte. înseamnă și comunicare. Da? o comunicare care să vindece, da? Și iar am vorbit de vindecare și de împăcare. Așteptați o împăcare. Da? Dacă vin corect, dacă vin corect, mai înțelepți, nu musai total vindecați, pentru că se mai vindecă și împreună cu voi, clar. Da? Vă hrăniți, am zis unul pe altul, am zis mai devreme, vă hrăniți, eventual această relație ar putea să fie în secret la un moment dat, da? Dar aceasta este între două posibilități. O rămâneți în această energie, o rămâneți în separare? Da, o rămâneți în separare? Da, eremitul și cinci de cupe supărați. Da, și dragostea și pasiunea se va stinge în apă în lacrimi din cauza egoului. Ori, dacă vin corect, da? Furați, luați acest foc înapoi și îl puneți în spațiu sacru și puteți să vă împliniți toate visurile, toate fanteziile, să vă împliniți destinul împreună. Puteți să deveniți un tot, cum a zis mai devreme, da? Da? Persoana destinată sau? Depinde de ei. Depinde de ei. Pentru că, știți, Doamnelor, că nu putem să stăm, da? Nu puteți să stați în așteptare prea mult. Da, e o distanță, dacă distanța fizică se rezolvă și dacă distanța aceasta, diferența asta de comunicare se va rezolva și fricile astea sunt depășite, se poate ajunge la această da, temperanță vindecare, opte pute pasiune maximă, da? Și stia, să vă unge, sufletul unul altuia, să vă unge sufletul pentru că voi le atingeți inima. Voi le alinați, eu vindecare, voi le alinați inima. Asta e. Sper că v-a plăcut, dragii mei, nu? Sper că v-a plăcut. Hai să vedem. La numărul 4. La numărul 4. Numărul 4. Cei care ați ales această piatră, caramel. Măi, nu știu, deci piatra asta, pe lângă faptul că e culoare de pământ, este o energie pământeană, terestră. Vă, vă dați stabilitate sau ei așa simt că le dați stabilitate, le oferiți ceva concret, da? Deci mă gândesc la caramel. Caramelul e foarte dulce. Probabil că vă văd foarte dulci. Foarte dulci sunteți pentru ei, cum vă văd. Deci, Doamnelor, sunteți aici, aici sunt ei văd oul de aur, da? Peștișorul de aur, oul de aur. Aici sunteți tot voi, da? Și ei. Deci, în primul și în primul rând, și acum să încep să pregătesc și cărțile, pentru că la voi n-am mai, mai, desfăcut cărțile. Deci, cum vă văd pe voi? Sunteți o valoare, oul de aur, da? Sunteți o valoare. Este prima carte cu, din ce am citit până acum, cu care reprezintă eterul. Pat, chakra a patra a inimii, le deschideți inima. Aveți și voi o inimă mare, o inimă frumoasă, da? Foarte creativ. Inima reprezintă zodia a creativității și ei simt că această întâlnire, convergență sacră, da? Această convergență, această întâlnire este sacră, este foarte diferit. 2 și cu 8 1. Intră într-o nouă manifestare, încep să manifeste o nouă lume, un nou stil de viață, da? În această, prin această întâlnire. Mai devreme sau mai târziu, aveți această capacitate să le deschideți inima și să-i să schimbați. Și în primul rând să-i maturizați din punct de vedere sexual. A venit regele de foc, da? Și am vorbit de voi aveți chakra inimii, un marcaj în leu, au și ei în leu, un săgetător sau mărbec. Ideea este că ei cresc, ei se maturizează în această relație. ies din acest vid, din în acest întuneric și intră în acest tunel, da, care îi aduce mai aproape de lumină. Și aici sunteți voi, regina, uh, nu regina, femeia de lumină. Da? Interesant că și aici este o, o femeie, da? Voi sunteți în căutarea luminii, voi căutați dimensiuni, creați, creați universul noi prin ceea ce faceți, prin felul în care vă purtați. Și îi scoateți pe ei din acest întuneric, da? Și am zis că ei încep să se maturizeze prin această întâlnire sacră. Simt că e ceva special, foarte special. Această carte, Convergență Sacră, mi-aduce aminte de șase de spade, da? Cei care pleacă pe o barcă și lasă în urmă apele tulburi, da? Și merg către soare, către o nouă dimensiune, către, eu știu, poate exagerez cu acest cuvânt, către mântuire, către ascensiune. Aveți acest potențial pentru că sunteți aur, Aur. Aurul este cel mai nobil element care poate fi folosit și în, în temple și în. în ceea ce vrem noi să manifestăm special, da? Aur, diamant, nu? Am zis că ei se transformă și că au acest potențial să crească. Elefantul are aici un foc, un foc instinctual. Sunt foarte sexuali acești oameni. Um, sunt foarte puternici și posibil să fie și înalți și bine făcuți, da? Și voi să fiți un pic mai micuțe, mai minione, dar nu contează. Voi sunteți valoare, de fapt. Din voi se naște Universul. Un alt Univers un alt Univers un alt Univers, da? Țac, 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 la dimensiuni. Eu zic multe țac, țacuri, să știți. Mai ales la pregătire. Da, și ei, interesant, am zis și atunci zic și acum, ce am observat, simbol falic, da? Trompa, element falic, masculin și aici este elementul feminin, oul. Niciunul nu puteți, deci doar voi împreună puteți să creați ceva special. Interesant, rămâne de văzut dacă veți crea, pentru că voi deja sunteți mai bine, ei trebuie să vină înspre vibrația voastră, să crească într-un fel sau altul, să măcar să intre pe această tubulatură, pe această... Mm, Iar o chestie sexy, nu? E așa că e sexy? Uh, da. Dacă veți fi împreună, mare grijă să nu rămâneți însărcinate, că există acest potențial, iar văd un nou, iar văd un nou, da? Și aici clar este o chestie vaginală. Ok, da, vedem multe. Cine se miră, să se mire. Că are de ce. Vedem foarte multe în cărțile astea. Deci, energie falică, energie feminină. Ideea este că ei trebuie să învețe că cel puțin în relație cu voi, dacă nu și pe viitor, energia aceasta sexuală poate fi ridicată până la chakra a șaptea, dar poate fi, de, deveni sacră. Adică să conștientizeze că, de fapt, pasiunea pe care o simt este, de fapt, o energie sacră. Înțelegeți, da? Ce mai simt? Ah, am zis, n-am zis, acum zic, la voi vi, uh, am ajuns la numărul 4, acum zic în plus. Um, Elefantul e un personaj foarte puternic. Dacă sunteți voi mai micuțe și mai delicate, își doresc foarte mult să vă protejeze. Dar pentru că elefantul, ca și simbolistică în aceste de cărți reprezintă o energie ancestrală interesant care vine din spate să dărâme toate blocajele. Dacă există blocaje între voi, acest personaj ar putea să le dărâme. Are această ambiție, foc interior, inspirație, eventual și ajutor din alte dimensiuni. Dacă este nevoie rămâne de văzut, e doar o energie de moment. Dacă va fi să crească ceva împreună, are acest potențial să vă protejeze. Elefantul protejează. Și aici este creșterea și provocarea lor să iasă din acest vid, da, și să se maturizeze, să crească și spiritual și emoțional pentru că voi voi le deschideți inima. Și poți să manifeste, că de fapt cum manifesti din inimă, nu? Uh, multă creativitate văd uh, la voi, deja manifestată prin aceste culori, aceste ia uite, aceste spații colorate. Poate că unii practicați arta cu oul de aur, clar. Produceți valori, sunteți o valoare, am zis, dacă nu repet, sunteți o valoare pentru acest personaj și ajută să se valorifice și pe ei să-și valorifice potențialul. Și atunci de aia vor, ar putea să devină sau sunt deja într-un fel sau altul protector față de voi. Foarte frumoasă lucrarea asta. Hai să vedem. Care este energia generală dintre voi doi? Ce simt față de voi? Afară de faptul că sunteți o persoană inteligentă, plină de lumină, de optimism, de culoare, care radiază energie și atrage. Hai să vedem ce mai simt ei față de voi. Afară de atracție, ce mai simt ea? Ce simte numărul 4? Oh. ai, 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 ai. Interesant. Rata norocului, da, interesant, da, interesant, da? Merge cu convergență sacră. O întâlnire sacră, da? toate drumurile converg către această întâlnire. Trebuia să vă întâlniți. Trebuia să vă întâlniți în această viață ca să se producă ceva. Întâlnire de destin, da? Roata norocului, faietonul nu probabil. Da, cu siguranță. Unul a avut mașina la un moment dat, în momentul în care v-ați întâlnit. Ce simt pentru voi? multe. Asul de cupe, în primul rând, ar putea să vă iubească, dar au venit foarte multe. Iar nebunul și-ar dori să o ia de la zero, dar prea multe. Ia, ce simt față de voi? Hai. E zero, este vidul ăsta din care trebuie să iasă, ca să înceapă să manifeste ceva nou. 10. hai de vorbește, te rog frumos, numărul 4. Spune-ne și nu ce simți față de... Ok. O, oh, ce frumos! Și regina de cupe, multă dragoste. Ia, interesant, a venit sub aceeași formă ca la numărul 1, dar altfel. Își doresc o victorie. Vă văd și inteligente și emoționale și creative și materne și paterne și educate. Își doresc, aveți victorie și își doresc să, ia uite, să pună mâna pe voi. Mm -hmm. Oh, și ce să facă? Să vă exploreze pe toate dimensiunile. Mm -hmm. Ok. Ah, au venit patru. Adică au venit, da, um, au venit cinci, au venit încă două. Ok. Marea Preoteasă. Da, sunteți un mister. Un mister, sunteți misterioase. Probabil că ei își fac griji cum să vă abordeze. Um. Se străduie să depășească niște niște stagnări în niște relații, niște relații pe care le-au avut. Se străduie să se controleze, să-și controleze pasiunea, își fac griji cum să vină înspre voi, pentru că am zis, voi sunteți într-o altă vibrație, Marea Preoteasă, sunteți educate, am zis mai devreme, sunteți educate, și aveți ceva pe care ei nu-l înțeleg și trebuie să-l înțeleagă, să-l descopere, nu? E, să sunteți femeia de lumină. Uite cum e. Sunteți femeia de lumină. Ce-a fost mai început? Oul sau femeia? Hmm. Clar, energie feminină aici. Deci, ce simt față de voi? Roata norocului, faetonul, soarele, cavalerul de monede și justiția. Hmm, foarte ciudat. În primul rând, o întâlnire de destin care le schimbă, e o roată. Le dă viața peste cap, îi, îi ridică, da? Din niște vibrați, din relații karmice, relații trecătoare, de scurtă durată, tot aia e, Da? Au mai avut și femei mai, mai bunicele decât prima, care au stat o perioadă mai mult, dar ce mai, ce mai sunteți voi? Nu musai că sunteți cea mai frumoasă, aveți o valoare, aveți o lumină specială, că aurul radiază lumina, dar reflectă. Uite, și interesant ca lumânare galbenă, da? Și frumos este, am vorbit de chakra a patra, a inimii, am vorbit de zodia leu și a apărut soarele și aici regele de... Probabil că să marcaje în semne de foc, în mod special în semnul leului. Poate că au Marte, au o lună, ceva, ceva au. Da? Își doresc să vină spre voi Apropo, interesant că am zis de șase de spade, da, să lase apele tulburi, relațiile karmice, energiile care îi țin pe loc și să vină cu mașina către mașina, că-i faetonul, către soare. Am zis șase de spade merge către soare și aici soare. Voi le luminați, le, le aduceți multă bucurie. Sau, cel puțin așa gândesc, va fi ceva foarte special, o întâlnire sacră. Va fi foarte special întâlnirea dintre voi. Le veți echilibra, apropo de justiție, le veți echilibra și emoțiile și gândirea, le echilibrați întreaga viață și, în primul rând, viața sexuală. 8, 8 înseamnă Casa 8 a sexualității, da? Este o intensitate în voi pe care n-au găsit-o, dar este altceva. Nu e intensitate, nu e atracția aia fizică, animal, instinctuală, da? Nu animalul din voi îi atrage valoarea voastră și ceea ce creați voi în jurul vostru, această stabilitate este un... Uf, uh, am zis că voi creați diferite lucruri. Sau vor descoperi că împreună puteți să creați, sau vor descoperi ce ați creat până acum. Rămâne de văzut în ce fază sunteți la relație, da? Dar Va așeza la loc de cinste cu acest ou și cu această soare. Va, va așează la loc de cinste. Reprezentați ceva special pentru ei. Și pentru că reprezentați ceva special, își dorește ei să ofere cât de puțin să-și arate aprecierea. Da, există această tendință să vină mai greu, să vină mai încet până reușiți să echilibrați într-un fel și să materializați această întâlnire sacră. Este o justiție divină în această întâlnire. Rămâne de văzut cum. Poate nici nu vă cunoaște suficient de bine. Rămâne de văzut cum. Cum sunt, sunt niște cărți uh, intime. Vorbim de sexualitate. Cum gândește acest personaj? Cum, chiar dacă se va manifesta sau nu se va manifesta, cum simte acest personaj? Simte că dacă veți fi împreună, Va fi ceva pf, sclipitor, uimitor, fascinant, da? Va fi ce și-au dorit întotdeauna. O dreptate pe care o merită. O dreptate pe care o merită. Și repet că așa simt nevoia să. Da? Sunteți abundeți, puteți să creați abundență. Într-un fel, altul, chiar dacă e poate, sunt mai mici ca și vârstă sau din punct de vedere financiar, unul este mai. Hmm. Nu e atât de succes ca celălalt, nu are atât succes ca celălalt, da? Poate unul are status profesional, social și altul nu, dar potențialul există și în celălalt, aici este maturizarea lui acestui personaj să știe că poate să ajungă la această poziție da? de lider, chiar dacă e un tânăr. Chiar dacă e un tânăr. Cavalerul, de... cavalerul am mai zis că cavalerul poate să ajungă, să ajungă, în poziția de, de rege. Pentru că e ambițios și își dorește cavalerul și faetonul să vină înspre voi, eventual să discute despre această atracție sexuală pe care o simt, despre această bucurie, că soare este o bucurie. Soarele reprezintă trezirea, trezirea lui Kundalini, trezirea, poate vorbesc prea mult, poate folosesc cuvinte prea mari, uneori am tendința asta, e o trezire, Poate trezire la o nouă valoare, să vadă lumea altfel, să se vadă pe ei altfel. Am zis, voi le schimbați destinul. Și o întâlnire, și roata norocului, și amândouă, și faetonul, au roți, da? Le schimbați energiile. O întâlnire la drum, o mașină implicată într-un fel sau altul în această poveste. Că v-ați întâlnit, că v a adus nu știu ce cu mașina, că au trecut pe lângă voi cu mașina, că voi ați avut mașină și i-ați oprit la stop și ați văzut și trăsne și... Eu nu știu ce, n-a apărut turnul, dar zic, da? E o chestiune legată de drum și ar dorința de a veni spre voi, faetonul și cavalerul, ca să echilibreze situația. Probabil că dacă ar trăi acest soare cu voi, acest moment sublim și ar dori să se căsătorească. Hai să vedem ce simțiți voi față de ei. Interesant. Mai dăm o carte. Ei iau că sunt trei. Dacă erau prea multe, nu le luam. Uh, ritualul, steaua, șapte de spade. Uh și trei de bâte. Hmm. Și voi simțiți multă atracție. Ia uite aici. 4 de bute Mult foc. Mult, multă pasiune. Puia, de deci ce ardeți? Ia uite, cavalerul de bute Cavalerul de bute Simțiți că acest personaj este un aventurier, este un explorator, un extravagant într-un fel sau altul, care își poate găsi stabilitatea sau voi vă găsi stabilitatea lângă ei patru, da? 4 de. patru e casă. E, e casă e un cuib. Puteți să faceți. Vă creați o stabilitate într-un fel sau altul. Nu neapărat că vă faceți cuib, da? Dar, în, în fine. Și 10 de, de bătă înseamnă această energie a regelui de, de băte, iar, de băte, iar, de foc. Puterea, energia asta intensă de a proteja, de a ridica, să vă ridice de sus, da? Hmm. De jos, pardon, și să vă ridice sus, de a se implica. Eu așa îl văd pe acest răce de băte, implicându-se total, și dacă acest personaj se implică total, se poate crea o relație stabilă dintr-o simplă aventură, dintr-o simplă întâlnire. Da? Se poate manifesta. Eventual trebuie să lase ceva în urmă ca să se manifeste această poveste, dar deocamdată. Voi aveți o reținere cu 8 de spade. Mm, v-ați dori să fiți vulnerabile, v-ați dori să fie ei atracție. Uite, ia, uite, aici este diavol, și o atracție mare sexuală. Dar vă gândiți, Este sau nu iese? E un mic stres. Iese? Manifestăm sau nu manifestăm? E o reținerea voastră. Gândurile voastre. Mai ales dacă e o diferență de stat tut profesional, social, nu o să ai financiar. Dacă e diferență și de vârstă, vă gândiți mai să încerc sau să nu încerc. Deși clar cărțile arată că există posibilitatea să se manifeste, da? Această implicare totală în patru de, de bâte. În acest cerc, să intrați în acest cerc și să creați ceva special. Creativ, multă, multă pasiune. Dar, ce am zis că simțiți, iar, dacă sunteți într-o vibrație așa de faină, femeia de lumină, ce sunteți? Simțiți că e un suflet pereche. Simțiți că e un suflet pereche. Simțiți că voi aveți această, cu această inimă deschisă, iată, voi țineți cupa. Voi țineți cupa, interesant, și eu aici o lămâie, lămâie în care se regăsește și aici, da? Uh. Interesant că la el mai este înțepată. Este destul de chinuit produsul muncilor este destul de chinuit. Produsul muncii voastre este din suflet și are vibrație înaltă. Da? Și puteți, uite așa, puteți să-i hrăniți. Da? Cu acești țep nu se poate hrăni acest personaj. Voi îi inițiați. Interesant, da? Voi îi inițiați. Nu neapărat din punct de vedere sexual. Că sexual, clar că sunt potenți, domnii. În această atmosferă sacră, eventual în acest, în acest, moment sacru, iau de soarele, steaua și justiția, să zicem că e justiția divină în viața unuia sau a amândurora și ritualul. Va fi un moment de tandrețe maximă și de trezire. Trezire la altceva. Însă, voi știți că aveți această capacitate de a-i vindeca, că doar aveți această valoare pe care o știți, da? Că deschide sufletul oamenilor, că alinați sufletul oamenilor, că vă văd și ei, vă pot vedea, dacă vor, vă, vă pot vedea femeia de lumină, steaua. Știți că sunteți aici, da? Dar într-un fel sau altul aveți și voi, aici este un șapte de spade. Într-un fel sau altul nu arătați, cel puțin în această perioadă, nu arătați atracții pe care o simțiți față de ei și din cauza asta și ei stau așa în. Deci aici ce simt, da? Ce simt, nu ce se comunică în această confuzie. S-ar putea să-i lăsați pe ei oarecum într-o confuzie din cauza că nu le arătați adevăratele sentimente. Nu vă arătați adevăratul potențial? Sunteți o camdată cu uh, unul în spatele celuilalt și totuși vă doriți trei de băte, Există o așteptare. Vă doriți să vină acest personaj să vă invite, da? Să vă ia cu mașina, să vă invite la o, undeva, la o plimbare, să stați de dimineața până seara, de seara până dimineața. De aici noapte și aici zi. Vă doriți. Vă doriți foarte mult să-i sărutați aveți ceva cu mângâie vă place foarte mult și unul și altul o să vă descoperiți că vă place să vă mângâiați prin cap mai ales când vă sărutați dar și așa în general, prin păr pe față o să descoperiți dacă n-ați descoperit încă că o să vă placă foarte mult să vă sărutați, știți că sunt unii oameni da, care sărută pf, în continuu, în continuu. Există un gust special. Unii oameni au un gust special. Apropo, interesant de caramel. Ha, ha! Da, aveți un gust special. Sunteți foarte dulci unul cu celălalt. Interesant. Ha, ha. Da. Și dacă voi aveți această capacitate de a-i vindeca, veți descoperi că și ei vă vindecă și ei și cu ei puteți să mergeți mai departe, să explorați niște zone pe care nu le-ați explorat cu altcineva. Iar este un, cu soale și steau, este un orgasm, e orgasm strălucitor, să folosesc așa un cuvânt mai, mai drăguț, pentru că nu e gen moartea sau sau diavolul, este un un, 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 orgasm vindecător. Da, vindecător. Pentru unele doamne, vă doriți ca acest vorba să fie vulnerabil. Îl vedeți așa foarte puternic, da? Îl vedeți puternic, poate îl vedeți și că se reține, îl simțiți că se reține, așa ar exprima toate stările. Da? Și aștepta să fie vulnerabil în fața voastră, și în momentul în care ești el vulnerabil, începe să-l hrăniți, să-l alinați, să-l mângâiați, să-l explorați. Este să vină. Aștepta să vină el. Iar trei înseamnă comunicare, da? Să-și comunice intențiile, simțurile. Chestiune care ține de noapte și de zi. De noapte, văd și aici astea, văd și aici astea. Dacă, Doamnelor, veți fi împreună cu acest personaj, o să vă dați seama că este ce v-ați dorit voi de mult timp. Cândva v-ați dorit, când v-ați dorit un personaj care să vă satisfacă într-un anume fel, acest personaj poate. Dacă se maturizează, dacă se maturizează. Poate o fi deja matură, rămâne de văzut, variază de la om la om, poate fi deja matur. Ar fi frumos, dar totuși apare vidul ăsta, da? Chiar dacă e matur, trebuie să iasă dintr-o zonă de întuneric, da? Din umbră și să iasă, să, să, intre în lumină. Cu ajutorul vostru. Voi ghidați. Voi, doamnelor, sunteți aici. Astea. Soarele. Și ei pot fi soarele. Puteți să fi soarele și unea pentru, ce a unuia și a celuilalt. Înțelegeți? Am, acum un pic m-am da? Foarte frumos. O întâlnire, da? Sacră, convergență, sau convergență sacră. Roata destinului v-a adus împreună cu un scop să crea ceva. Rămâne de văzut ce veți crea. Dar există acest potențial. Iubirilor, sper că v-a plăcut. Ați rezistat mai o oră și ceva? Sper să înregistreze. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ceau, ceau!